show you what Louis James. She was gonna break my heart regardless, so I took her out and dumped her in the garbage. The stupid bitch done turned herself into a target. Yeah, just for talking nonsense. Salutare tuturor, bun nou episod. De data asta vreau să facem un unboxing la un nou microfon care mi l-am luat, mai precis mi-a venit pe 8 noiembrie și l-am comandat pe 6, două zile a luat. Acesta e microfonul, ca să-l vedeți. O să-i fac unboxing acum și o să deschid și o să vedeți cum este microfonul. Vă zic o chestie. Deci microfonul ăsta o să fie blanao totul, deci blanao, foarte blanao. O să stea super fain pe birou. Dacă mă întrebați de ce am lumina, am lumina acolo ca să îmi bată în ochi, să o văd cât de cât ok. Pentru că camera mea nu e prea luminată și dacă prin becul se vede foarte gălbui. No. Deci hai să începem. Deci, precum vedeți, asta este cutia. E puțin cam mare, deci... Mamă, deci are un zoom telefonul ăsta care filmez acum, că filmez de pe una 50, dacă mă întrebați de ce e calitatea mai bună. Filmez de pe una 50 momentan, deși nu e al meu. E ok. Hai să-l desfac, să-l desfac puțin. Dacă se desface ăsta, hei. Mamă, ia, s-a dat ăsta jos. E prins aici cu multe din astea. Vedeți și voi ce scrie aici, Emita Plus, PC Laptop Stream, vă recomand microfonul ăsta dacă vreți să-l luați acum, cât e ieftin. Am dat 330 de lei și 350 cu tot cu transport. Aoleu. Am să-l desfac ușor, ușor și să vă prezint conținutul. O să opresc puțin filmarea până... Bun... Am scos cutia și uitați ce scrie aici, Build Champions. Mamă, ce cutie roșie. Interesant. Vedem din ce parte se deschide cutia asta roșie. De sus, de aici, de unde naiba? Că... Bă, că pare să nu se deschide de sus, pare să se deschide într-o parte. Sau, uite aici, am găsit. Hai de capul meu, e prinsă sau ce naiba aici? Da, ca de obicei. Stau 50 de ani ca să desfac o simplă cutie. Desfacem asta, deja se vede conținutul. Așa. Știu că nu vedeți. Aș folosi camera ultra-wide, dar se vede ciudat și pe video. Așa că am zis că nu. Mamă, deci cum vine, deci ești nemul la cap. Pop Hider Inside scrie acolo. Bun, deci vine cu chestia asta deasupra. Ok. Deci îmi dă aici Trust Emita. Dă manual de utilizare. Dați puțin să se focuseze pentru că telefonul ăsta e culmea. Hai mă. Nu știu, nu focusează, deci uitați-vă, atent. Aici arată cum să-l montez, cum să-l prinde birou. Aici ceva, tot ceva manual de instrucțiuni. Uitați, acesta e microfonul. Mamă, ce greu e de să-mi bag picioare, deci foarte greu pus așa într-o folie, scrie aici Trust Gaming. Asta e curios dacă am primit acest build-ul ăla care primești de obicei. Acesta e ăla unde pui microfonul. O să repun pe toate deoparte. Asta e ceva... ăsta cu ăsta îl prind. Ok. O să fac și un test față de microfonul meu vechi, care vi-l arăt aici. Asta e microfonul meu vechi. Dacă vreți să-l vedeți. O să-l dau la careva cu 50 de lei să-l vând. Din jumate din preț. Am acolo tastatura și cu alea. Bun. Asta e brațul propriu zis. Mamă, ce șmecherie. Foarte șmecher. Da, microfonul. Le punem pe toate aici, frumos. Și ne uităm să vedem dacă mai avem ceva. Nu, asta nu-i tot. Deci avem partea asta unde a fost. Și avem aici pop filtrul ăsta. Sunt două, știu că sunt două, numai că stați puțin să scot că... E prins aici, apoi, deci... Ce bine stă! Ce bine e încadrat aici, în zonă.
Mamă, cu asta o să mă distrez foarte mult. Asta o să fie pe filtrul meu de la microfon sau dacă nu mi-l pun pe celălalt, că am două. Am două filtre. Ia uitați. Mai l-am și pe acesta. Am două filtre. Ori îl pun pe ăla, ori pe ăsta. Ori pe amândouă dacă e. A, cu chestia asta îl prind. Să văd dacă e din fier sau ceva. Hai, focusează. Ia. Stare curios cum se montează, că nu am montat în viața mea. A, da, și avem două standuri. Avem standul ăsta micuț, în caz dacă vreau să-l car după mine undeva sau ceva, iau standul ăsta micuț și îl iau. Asta e cablu. Pentru, cred că standul ăla micuț. Nu știu, că pentru că ăsta văd că are deja cablu. Vedeți? Are un cablu așa deja tras. Dar nu văd să aibă două mufe. Ceea ce mi se pare ciudățel. Sau mufa, a, mufa e aici. Distractiv. Am să revin după ce reușesc să-l montez și eu o să fac un test cu el, să fac diferențele Trust, celălalt microfon al meu, Trust Mantis, și o să vedeți exact ce diferență este între microfoanele astea două, între microfonul acesta, care, sincer, fai, deci știu cum știu și eu cum se aude, super fain se aude, pentru că are un prieten varianta fără braț. No. Am să revin după ce reușesc să-l montez. Da. No. Cam acesta e setup-ul. Acum filmez cu telefonul meu A5, care e puțin mai slab la calitate. Da. Astea sunt amândouă microfoane. Așa l-am pus. A fost puțin cam greu de montat prostia asta pe filtrul ăsta și stă puțin cam ciudățel după mine zic. Asta e microfonul vechi. O să fac acum un test și eu o să vă demonstrez cum se aude ăla vechi și ăla nou. Cred că opresc lumina asta. Da, nu știu. Vedem cum se aude diferențele. Asta e microfonul vechi. Cam așa se aude. Da. Mie nu-mi place cum se aude, sincer. O să vă zic o singură chestie ca să știți. Am două filtre. De fapt, un filtru. Noise suppression. Am noise suppression. Deci dacă testez, o să testez microfonul ăsta cu tot cu noise suppression ăsta nou, care vedeți aici. O să las, cred că, puțin mai jos. Nu știu cum o să fie cu auzul. Deci știu că o să se audă mult mai bine și o să arate mult mai bine pe stream. Probabil ocupă și mai mult loc din ecran. Așa că o să țin puțin mai așa, ca să nu fie problemă pe live, dar eu o să țin puțin mai aproape ca să vedeți cum se aude. Acum îl conectez și vedem calitatea audio. No, cam ăsta e microfonul cel nou. Sper că se aude mult mai bine, deci mult mai bine ar trebui să se audă microfonul ăsta. Sper că să vă încânte calitatea lui audio extraordinară pe lângă ce am avut până acum. Sper că o să uitați mai mult la stimurile mele, pentru că acum nu vă mai sparge timpadele calitatea aia de tot rahatul la microfon, pentru că, na, microfonul ăsta, du-te de aici, nu vreau să te mai văd. O să ridic puțin mai sus ca să vedeți. No, acum vorbesc puțin mai sus să vedeți cum se aude. No, altă viață, nu? Am pus două filtre, deci ca să știți am pus două filtre. Noise gate dacă îl dezactivez. Sau pun, ia pun, nu pun niciun filtru. Să vedeți dacă se aude, cred că se aude băzitul. Nu. Wow, deci microfonul ăsta e incredibil. Nici nu mă registrează cum face laptopul meu foarte mult zgomot. Interesant. No, eu vă zic că cam atât a fost acest unboxing. Sper că v-a plăcut. Mi se pare deja foarte tare microfonul ăsta, numai cu brațul am, pot să-l pun pe același stand cum are și ăsta, la fel, stand din ăsta așa de 3 picioare, dacă vreau, numai că, na, e ăla eventual, dacă nu vreau să, vreau să cap microfonul, să-l iau de aici, scot de aici și îl duc direct, pot să-l bag în standul ăla când vreau eu. No, eu zic că cam a fost acest unboxing și ne vedem data viitoare. Pa, 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 pam!